Bagheta magică a zânei bune, zâmbetul fetiței Zurli, tanti prezentatoarea și toată gașca lor au transformat sala palatului într-un tărâm magic, colorat, în care bucuria de a dărui a fost ingredientul principal al spectacolului. Au venit 5.000 de părinți și copii că au adus mii de cadouri pe care noi le vom duce luna aceasta la oncologie, la Asociația Șansa Ta și la Asociația Taci. Vă mulțumim din toată inima că sunteți împreună cu noi și atunci când ne distrăm și atunci când trebuie să întindem o mână de ajutor. În spectacolul Zâmbetul din cutie, emoțiile au plutit ca fulgii de nea și s-au așezat grațios în sufletele copiilor și în cele ale adulților. Lucrurile s-au schimbat și, nu știu, norocul gașca Zurli că mai găsim așa un pic din copilăria noastră. Pe mine oricum m-a emoționat foarte tare și în seara asta. De fiecare dată când vin la Zurli, pe mine mă emoționează. Pentru că mi-aduc aminte de copilărie, mai ales acum că l-am văzut pe Moș Crăciun. A fost frumos și Luca a fost foarte încântat. Ce faci, mama? Zâmbește la cameră. Da, a fost frumos. Ți-ai regăsit cumva copilăria în momentul în care l-ai văzut pe Moș Crăciun, de exemplu? Și când l-am văzut pe Moș Crăciun, dar e melodia pe care o au ei, scapă cum îi zice acum. Deci recunosc că m-a făcut să plâng. Spre gașca Zurli și la gașca Zurli tot spectacolul, recunosc, m-am târât în patru labe după Aris, care nu știa cum să fie mai aproape de scenă, pentru că asta era visul și dorința lui mare. Gașca Zurli a încheiat anul cu cel mai frumos spectacol de până acum. În fața a mii de oameni, cele 16 personaje create de Mirela Aretegan au făcut ca scena să prindă viață. Ziceți-vă, ce-am A fost minunat, a fost extraordinar, nu vă putem descrie emoțiile pe care noi le-am trăit când am văzut 5.000 de fețe zâmbitoare în sala palatului, oameni care au venit să se bucure împreună cu noi și cu copiii. Da, și am plâns mult, de iubire! Toată ziua plină, bagă, vine lumea să o vadă.